seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului, așa, pe final de săptămână, sunt alături de dumneavoastră, îi liniștesc pe cei care s-au panicat și mi-au trimis mesaje pe telefon, am avut un mic concediu și am fost plecată pentru o scurtă perioadă de timp, mi-au trimis mesaje pe motiv că credeau că cei despre care s-au pomenit în emisiuni mi-ar fi făcut vânt de la televiziune, să stea liniștiți, totul este în regulă, mai avem și noi libere, asta este. Revin la emisiunea din această seară. Alături de mine am doi invitați special. Vom discuta două tipuri de subiecte în această seară. Voi începe cu subiectul care a frământat întreaga populație a județului Gorj și nu numai. Nu este cel legat de scumpirea bruscă a combustibililor, ci despre acel polițist care și-a permis să își piardă imaginea în societate, să-și facă de râs familia, să-și piardă serviciu ca să intre într-o casă de pariuri din Târgu Jiu și să o jefuiască, doamnelor și domnilor. Este vorba despre acel celebru subiect cu polițistul care a intrat și a tâlhărit această societate comercială. L-am aici alături de mine pe domnul Ion Fugaru, este administratorul acestei societăți, cel care în urmă cu o săptămână ne spunea aici, tot la ora adevărului, că vor fi surprize pe acest subiect, că nu-l va ierta pe cel care a făcut această faptă și ne povestea că s-a acționat foarte bine, s-a colucrat foarte bine cu poliția și că știe deja imaginea făptașului și o să o vedeți și dumneavoastră pe ecran în foarte scurt timp. Alături de domn Fugaru se află domnul Silviu Popeangă de la Lelești, îl cunoașteți cu toții, consilier local în această localitate. În partea a doua sau imediat după subiectul pe care îl vom aborda, cel cu tâlhăria, vom discuta despre situația gunoiului, prețuri. Știți, toată lumea s-a scumpit prețul celui operatorului de salubritate de la Severin și acest lucru a bulversat peste 30 de primari și localități din județul Gorj. Începem. Bună seara, domnule Fugaru, bună seara, domnule Popeangă. Bună seara și bine v-am regăsit. Domnul Fugaru, încep cu dumneavoastră așa pe repede înainte. Vreau să-mi povestiți ce s-a întâmplat. Eu am urmărit, evident, tot firul poveștii. Am și vorbit, chiar dacă am fost plecată, am vorbit telefonic. Spuneți-mi, dați-mi din casă, ca să nu zic altfel. Aveți pe ecran imaginile pe care le știți deja, aici în exclusivitate au fost prezentante de TV Sud. O să vedeți imediat și poza de la care a pornit toată nebunia. Ce puteți să-mi spuneți? Cum ați primit vestea? V-au sunat de la poliție, v-au zis, haideți, domnule, să mergem să facem reconstituirea, să căutăm banii? Nu. Ce s-a întâmplat? Nu. Eu la emisiunea la dumneavoastră v-am spus că eu am încredere în echipa operativă care s-a constituit la nivelul Poliției Municipale și care a început cercetările și sunt pe un drum foarte bun. Ceea ce o să prezentați acum, că aici era problema și vreau să și terminăm repede. Eu la acea dată, când am fost aici la emisiune, destineam această fotografie. Exact. Deci ne-a și spus, mie mi-ați și spus înainte de emisiune, că deja poliția a făcuse o captură, avea imaginea De atunci a fost făptașului, doar că îl căutau. De atunci am spus și încă o dată, vreau să spun că am felicitat echipa operativă de atunci, acum cu această ocazie vreau să felicit și șeful Poliției Municipale, bineînțeles și în ultimul rând procurorul. Procurorul de caz și șeful Poliției Municipale, deci, care a acționat prompt și rapid. Nu. Deci lucrurile erau cam clare. La un moment dat, știți, ați văzut și dumneavoastră a spus de ce 4 zile, că nu așa. Da, număram oarecum. Știam niște lucruri de la dumneavoastră, că l-au identificat și nu înțelegeam, domnule, dacă au fața lui. Cât de greu este să găsești persoana ce vreau să spun? Portret. Vreau să spun un lucru ca să înțeleagă foarte mulți prieteni de mine care fiecare în felul lui au caracterizat poliția. Deci aici lucrurile sunt foarte clare și să înțeleagă toată lumea. Poliția, din momentul în care am stabilit că respectivul e polițist, nu mai avea niciun fel de calitate să cerceteze. Deci practic au trebuit să... Competența de soluționare... Acum, trebuie să fim realiști.
Că în momentul când s-a identificat că e vorba despre un polițist, toată lumea a căzut cerul pe ei, da? Da, e vorba de imaginea poliției, e vorba de șocul informației și așa mai departe. După aceea trebuie să fie, există un moment de să iei o decizie, ce faci în continuare. Bine, decizia era clară că trebuia să anunțe procurorul. Dar vă dați seama cât trebuia discutată ca să nu explodeze chiar atât de puternic. Oricum, presa a aflat destul de repede despre... Nu a putut. Hey, ce s-a întâmplat în momentul ăla? S-a luat legătura cu primul procuror, primul procuror a desemnat procurorul de casă, continuă cercetarea. Da. Hey, vă dați seama, atunci domnul procuror ce a zis? Dom'le, eu produc un cutremur acum, în momentul de față. A și fost un cutremur. Așa, și zice, ce vreau? A dispus reluarea efectuării cercetării și acum a efectuat-o dumnealui, că polițiștii nu mai aveau voie numai să-l ajute pe procuror să facă, adică să-l ducă pe drumul respectiv și pe toate, cu toate probele. Așa. Vreau să vă spun că de ce am felicitat. A fost o muncă asiduă. Vreau să vă spun un amănunt. A fost greu să iau o decizie pe loc. Că era conjunctura de asemenea urma cununia acestui polițist. Da, dar nu de cununia a fost vorba, era vorba de acest cutremur. De adică trebuia să știe cum să gestioneze informația în așa fel încât probabil a ajuns informația primată la MAI, până sus, s-a întors și a zis bine, aveți verde, dați cu ea că asta este. Deci, altfel nu poți. Doamnă, nu se mai putea. De ce? Pentru că eu aveam poza respectivă, da? Da, da, chiar rog regia, când puteți să ne avertizați în momentul în care avem poza respectivă, să o punem pe tot ecranul, să vadă lumea că acea fotografie, adică făptuitorul, prima fotografie a fost identificat a fost încă acea fotografie, de la începutul săptămânii acea trecută. Fotografie este din dimineața respectivă. Da, da, am văzut. Era îmbrăcat, cum îl vedeți aici în filmuleț, cu geaca celebră, deci cu blană la... Nimeni, vă dați seama că nimeni din poliție nu putea să facă absolut nimic, având în vedere că dețineam proba, că nu putea să mai facă nimeni nimic în momentul ăla. Și nu putea să acopere nimeni cu nimic. Este un lucru mare că v-au arătat proba, adică practic v-au arătat dinainte că ăsta este soptaciul. Toată lumea zicea că e un... Un tânăr, asta ați spus și dumneavoastră, dar că va fi o surpriză, ați lăsat de înțeles că va fi o surpriză. Doamnă, și ca să mai termin, ca să vă spun, mă, de ăștia de mă tot întrebați pe mine, de ce de culise, chestiile de culise. De culise, de ce am bănuit, doamnă. Cu două săptămâni eu am deschis, da? Da, deci era o unitate nou deschisă. Cu o săptămână înainte, mi-a venit poliția în control, doamnă. Nu cred așa ceva. Și mi-a verificat toate sistemele. Erau cumva... Nu. Și cei de la... Sau nu vin cei de la SICE în astfel de situații? Ei vin să controleze alte... Nu e normal? Nu este o procedură normală ca poliția să vină când se deschide o unitate și să verifice sistemele de alarmă, de... Nu, sunt documente care sunt proiecte, sunt... Ok, deci nu a fost ceva ieșit din comun că a venit poliția înainte. Nu, dar vă dați seama, eu în momentul ăla, să vă spun și de ce și să vă spun fraților de ce. Deci au venit, mi-au verificat, am proces verbal de constatare, de verificare. Toate de telecomens, că hai să vă mai spun ceva, nu prea știe eu jucătorii că există și telecomens care au pus la gât pentru butonul de panică. Deci există și un buton de panică ambulant, nu doar cel pe care îl apeși pe în spatele care, unei mese sau nu, în birou. Din punctul ăsta de vedere suntem foarte bine, așa. Și să înțeleagă toată lumea de ce am tăcut din gură. Avem fotografie acum pe ecran, doamnelor și domnilor, de care spuneam. Poate ne ajută regia să o lase un minuțel, 20 de secunde pe tot ecranul ca să vadă despre de ce este vorba. De ce am stat foarte calm? Pentru că a trebuit să... Uite, este îmbrăcat exact cum a fost îmbrăcat în acea dimineață când a dat spargerea, deci, ca să zic așa, geacă, doar că nu mai are masca. Da, nu mai are. Deci când am fost la emisiune, aveam această fotografie și așa mai departe. Așa. Ce vreau să vă spun și să înțeleagă ei? De ce? Că ei la un moment dat de ce s-a fugit? Pe cum dumne să vină să mă controleze? Și în altă ordine de idei, casiera mea trăiește.
Primul lucru care l-am stabilit cu polițiștii când a fost acolo. Am întrebat, mă, ce se întâmplă? Dom'le, nu se poate. Deci, asta era tot timpul, cuvintele ăștia le spunea, când stătea de vorbă cu noi. Nu se poate, unul care știe. A, deci asta spunea sub, păi, după ce a trecut nu, de șoc, de salariata șoc, da, dumneavoastră care a fost cu el. Da, deci nu, păi, se zi, poate, cineva da, știa. Da, cineva știa. De ce? Pentru că s-a apropiat de butonul de panică și n-a lăsat-o. M-a întrebat, lasă butonul de panică, unde-i telecomanda, unde-i... A, deci știa niște chestii de culise. Și la un... Și omul care trăiește, bun, și în momentul ăla mi-am pus mare întrebare, că, de exemplu, de telecomandă nu știe, nu știa, și mai sunt și alte care nu știu, decât polițiștii care verifică. Deci nu verifică, știe toată da, lumea. Da, nu știu, nu știu cel puțin clienții unei de toate secretele unei... societăți de genul acesta, care evident trebuie să-și ia toate măsurile de precauție pentru a evita astfel de incidente, pentru că știm cu toții se rulează niște sume de bani. Pentru că, exact cum v-am spus, într-un minut și 47 secunde, echipa operativă de la o firmă de bază care monitorizează, așa a fost prezentă, deci nu se putea într-un minut, îi prindea. Deci, nu deci ziceți că salariata dumneavoastră a avut un feeling corect? Da. Absolut corect, în momentul acela când tot repeta, domnule, e cineva care știe, care e cineva știe, care... N-am întrebat decât de, buton, de lucruri de alea care știa, de fișet și așa mai departe. Deci, nu, ei, în momentul ăla, mie mi-a fugit repede mintea în spate, bă, cine a fost aia, am luat documente să văd cine a fost... în verificare. La a, deci v-ați gândit inclusiv la acest lucru, cine a făcut parte din echipa de verificare de la IPJ care a venit și a verificat înainte de deschiderea locului? Da, normal, personal, așa neautorizat. Mi-am făcut verificările să... Propria anchetă. Da, propria, așa, să văd cine e cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Bă, nu se poate cineva... Bun, mi s-a prins beculețul. Și echipa operativă, v-am spus, a lucrat perfect. Îi felicit pentru treaba asta, pentru merită că au pus una probă una peste alta, așa, s-au dus exact ce am stabilit, cum am stabilit, s-au dus oamenii, au verificat orice problemă pe care am ridicat-o. Și pentru asta n-am decât să-i felicit. Așa, spuneți-ne când v-ați dus și ați primit telefonul dimineața și v-ați dus la locuința familiei în cauză, nu ați fost? Nu am dus eu, nu. Ah, am crezut că ați fost acolo. Nu. Deci au fost percheziții la locuința polițistului. Da. S-a găsit ceva? S-a găsit vreo sumă de bani, ceva? Sau nu se spun chestiile astea din anchetă? Nu știu, da, sunt lucruri care, mă rog, sunt multe lucruri acolo în anchetă și nu vreau să le... Nu e treaba mea. Nu este cazul momentan. Da, nu e treaba mea, e treaba procurorului care se ocupă de caz, că acum procurorul, nu polițiștii. Dar vă dați seama, doamnă, sunt omul care duminică seara, când s-a întâmplat, am stat de vorbă cu foarte, foarte mulți, dintre care unul din echipă chiar a venit în poliție când eu eram și a lucrat cu mine, mă rog. Deci cineva și, cu experiență. Da. Și am stat acolo. Vreau să-i spun că din toți care am stat de vorbă din această echipă, știți cât de fierți erau? Ce domnul! Vă dați seama, zice, ca fiecare făcea pe acolo, băga mea, și asta mă întreb acum, iar vorbește toată lumea. Iar vorbește toată lumea că, uite, poliția este coruptă, că n-ai încredere în poliție și așa toată, mai departe. Să înțeleagă toată lumea. Eu, unul care am dat în poliție, dar nu am dat în polițiști, să înțeleagă, știți foarte bine. Eu am dat în conducere pentru că acolo e buba. Și vreau acolo să pornesc ordine. Vreau să vă spun că nici acest... și ca el, mă rog, sunt mai mulți, nu discutăm. Doamnă, sunt oameni plătiți în poliția română, din Gorjaci, care asigură protecția polițiștilor, doamnă. Ce au făcut acești oameni? S-a dus vreodată vreunul la șeful inspectoratului să zică pe dumnealui îl propunem să-l stea de vorbă psihologul cu el? Doamnă, acei oameni nu-și fac datoria, doamnă. Pentru că acei oameni dețin date și informații precum sunt polițiști care împrumută sume enorme de bani. La ora actuală sunt atâția, dar toate împrumuturile alea se fac cu acceptul conducerii.
conducerea să mulțumesc. Eu am tratat acum câțiva ani un subiect de la Berlești, nu știu dacă telespectatorii TV Sud își aduc aminte, știți povestea, e pe la Cărbunești acum domnul polițist în cauză. Era vorba despre un polițist care făcea pe bunul samaritan cu pensionarii din localitatea respectivă, din comuna respectivă. Se ducea, le cerea bani împrumut, se ducea și le făcea minime cumpărături, scotea banii de pe card și așa mai departe. Am avut înregistrări. Dumneavoastră ați făcut acest lucru. Conducerea poliției ce a făcut? Apropo de faptul că ziceți dumneavoastră că sunt polițiști care au datorii și care se știe acest lucru. Nu pe ei, că ăștia la un moment dat... Haideți să mai spun o chestie. Acel polițist... a renunțat sau a intrat, nu știu dacă se poate chestiunea asta, dar la dânsul s-a putut, a intrat într-o pauză din asta, a plecat în străinătate și a încercat norocul, a încercat pe acolo și după asta s-a întors înapoi. Și l-a mutat la Cărbunești. Nu știu. E confundați. Da? Eu știu că este aceeași persoană. Nu, e confundați, dar e același mod. A, deci aceeași modus operandi. Deci ei sunt mai mulți. Eu, de-aia eu știu că de polițistul mulți. Respectiv plecase la un moment dat în străinătate. Deci sunt mai mulți care împrumută. Ăla care a plecat în străinătate niciodată n-a fost la Berlești. Deci ca să... Atunci poate am încurcat. Dar vă spun că mi-aduc aminte cu siguranță de polițistul de la Berlești care împrumuta de la persoane în vârstă. De asta vă spun, nu sunt ei de vină. Ei n-au nicio vină. A făcut fapta. Salut, acum... Adică se știu între ei, care au mania de a juca jocuri de noroc, care dar există un serviciu de protecție al lor, care ăla are obligația să ducă cu raportul la șeful inspectoratului, să analizeze... Spună despre fiecare. Să le spună. Dumneavoastră ați dezbătut aici. Ce-a făcut domnei din capăt? Ori fi făcut în momentul în care s-a aprins flama, ca să nu zic doamnă, asta. Nu vreau să zic mai multe, dar din cauza unuia care e șef acolo sus, în capul trebuie, altul zace în pământ. Și asta nu e s-a foarte luat, grav. Și nu s-a luat nicio măsură. L-are pe conștiință. Eu nu întreb decât atât telespectatorii deci, să ne spună cum atâta, se pare dacă a fost sau nu afectată imaginea poliției în acest caz. Lor atâta le trebuie să mă intre o dată, pentru că vedeți dumneavoastră, doamnă, cum să mai accept eu acum să vină în control? În control poliția. Și ce faceți, domnul Fugaru? Da, vă puneți eu și opriți? Nu sunt de acord să mă verifice din doar, dar acum, înainte de a începe orice control, îi verific cap coadă. Îi verificați dumneavoastră pe poliție. Mi se pare corect. Din punctul ăsta de vedere aveți dreptate. Să vină cu ordin de serviciu, cu tot, nu? Și nu mai stă de vorbă cu nimeni din incinta aia, adică cu mine, eu sunt cel care... Mi s-a mai părut un lucru interesant și cu asta aș vrea să închei, cel puțin întrebările sau curiozitățile pe care le am la adresa cazului. Cel cu mașina pe care și-a manetat-o joi, fiind el fiind reținut sâmbătă dimineața, adică nici acest lucru nu s-a cunoscut, adică nu ajung informațiile astea când cineva face o chestie de genul, nu ajunge mai departe, se știu, se ascund. Deci, chiar dacă au știut cei de la... care procurorul care se ocupa de cercetare a lăsat lucrurile să meargă că știa că aici nu are de a face cu un hoț din ăsta fugitiv. Aveți idee? A recunoscut fapta? Da. A recunoscut fapta. Deci a recunoscut, a fost pus în fața probelor. A greșit, acum ce să-i face? De long gâtul? Fiecare Doamne fer, e păcat, știți cum e. E păcat. Un tânăr polițist care ajunge de la Severin prin transfer la IPJ. Să ajungi să lucrezi la o instituție județeană. Să ajungi la un serviciu de profesioniști. SICE, serviciu de investigație a criminalității economice. Nu oricine, doamnelor și domnilor, ajunge acolo. Ăla-i serviciu, unde acolo avem o problemă gravă care e susținută de conducerea inspectorului. Uite, încă un motiv pentru care ar trebui acolo să fie o anchetă internă sau cel puțin o verificare din asta făcută de conducerea inspectoratului. Nu facem acuzații, doamne, momentul în care s-a întâmplat un astfel incident... Nu faceți dumneavoastră, v-am spus că pentru spargerea de la Cărbunești, eu îl acuz pe fostul șef al inspectoratului, domnul Drăghia. Ați pățit două incidente, una s-a rezolvat. De ce am spus pe ăștia? E fericit că și-au văzut oamenii și-au... doamnă, nu se putea și la Cărbunești să ia imediat camerele, cum au procedat aici, echipa asta operativă? Destul de profesionist, dar corect. Tu, în momentul când ești solicitat la 112, șeful poliției de la Cărbunești vorbește la telefon, lângă mine, cu șeful inspectoratului. Lasă-mă, dă și tu unul de la tine să facă cercetare, dar eu am spus, dacă eu solicit, că vedeți, aici a fost cu Târgu Jiu, când omul, o echipă operativă colaborează cu partea vătămată, e un lucru mare. E un lucru foarte bun.
Dar atunci ce să fie? Nu au vrut să mă batizeze, nu m-a întrebat nimeni. O săptămână de zi nu ne-a întrebat nimeni de nimic. Cred. Uite, întreabă cineva. Să înțelegem, sau cel puțin concluzionează. Să înțelegem că unele compartimente din poliție sunt atât de corupte că nu rezolvă dosarele cu potențial financiar. Vorbim de polițiști, nu de... Vorbim de, a, de, de anumită, nu neapărat de compartimente. Da, noi nu vorbim aici, dar datorită acestor cancere să strică imaginea acestei instituții. Ori în care există persoane care își fac datoria. Da, trebuie să lupte pentru siguranța, pentru a asigura pe cetățean că există o instituție care îl apără, doamne. Care mă uitam astăzi este. La... Nu le dau nume că, mă rog, intru în altă sferă și nu vreau să le... Dar mă uitam la declarația, vezi, doamne, acestei comisii a top. Am dotat poliția cu termo... Da, 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 niște camere din astea, drone și așa da, mai departe. Drone și așa mai departe. Băi, fraților, pe cetățeanul interesează să ieși cu un comunicat și să spună, știți, în urma evenimentului am analizat, am făcut, am dres, s-a constatat că a fost o vină a celor de la cabinetul de protecție care nu a depus efortul și așa mai departe. Nu, că nu-i interesează pe mine, nu mă interesează pe mine să-mi spui tu mie că luai la poliție dronă. E treaba poliției, asta foarte trebuia, bine să se doteze. Asta să fie un lucru normal. Normal. Adică normalitatea asta este ca poliția să fie dotată cu ultima tehnologie. Vedeți dumneavoastră când politrucii se amestecă în problema de siguranță a cetățenilor, care abar n-au, cei care fac în atop, fac parte din echipa aia atop, abar n-au, nu mă o refer la... O parte dintre ei, hai să zicem o parte dintre nu, ei, nu toată la clasa politică, nu mă refer la profesioniști de acolo, adică nu mă refer la... Acolo face parte șeful poliției, șeful jandarmerii. Nu mă refer la ei. Departe cu gândul, ăia sunt cu treburile lor. Dar eu vorbesc cu politrucii care ei coordonează, ei sunt șefii. Știți? Am înțeles, măcar ei fac public. Am încheiat cu acest subiect, sper, sunt convinsă că vor mai fi lucruri de discutat. Oricum, deci v-am spus, din punctul meu de vedere, un băiat, un copil la 27 de ani, până la urmă e copil, își face fapta, nu e niciun fel de problemă. Nu-l văd vinovat. Atât de mult, de ce nu-l văd deci trebuie să fie cineva din poliție care să-l tragă de mânecă și să spună, nene, vezi că ai probleme. Sunt plătiți cu atâția bani. Ai mania jocurilor de noroc, vezi că rulezi niște bani, vezi că ai datorii, ai grijă ce faci. Asta ziceți, că aici ar fi greșeala. Știți, vreau să mă mai spun și cu asta închei, sunt transportatori care mă cam știu că mă duc picolo și am posibilitatea să arăt și știu că nu tac și le arăt. Păi eu primesc eu poze, fotografii, filmulețe cu polițiști de la rutieră care se duc în stații de alimentare a carburanților în firme private. Știți că firmele private mai au câte o pompă în interior, acolo unde se alimentează. Da. Și ăla stă la încărcat marfa, ca să zic așa, și îl fotografiază pe polițistul nostru cu mașini. Cum se alimentează pompa privată? Pompa privată din incinta societății. Foarte grav că se întâmplă păi așa ceva. Asta dar avem... A făcut, vedeți dumneavoastră, serviciul ăsta de protecție face lucruri de ăștia. Ar trebui să facă. Sper să fie un mesaj ei, și nu, să înțeleagă că imaginea poliției, noi aici. Imaginea poliției se strică din cauza celor oameni care îți plătesc cu sute de milioane, care nu se duc la conducere sau dacă se duc, lasă-vă că ăsta e de al nostru. Și de ce spun de serviciu de SICE? SICE e cel mai principal serviciu din poliție, pentru că acolo ea rup. Deci când au primit ordine să-l rupă pe fugarul, îl rup pe fugarul. Ea nu au, ea sunt ca roboți. Nu, că minte n-au. Unul dintre ei sunt varză. Dar mă rog. Dar știu să respectă un ordin ca să vedeți. Aștept acolo. Aștept, nu, eu nu, niciodată nu spun că nu mă supun, dar controlul face în prezența mea, cum scrie la... La carte. Schimbăm puțin registrul, nu înainte de a-l întreba pe domnul Popeangă dacă are încredere în poliție după cele întâmplate, dacă joacă la astfel de am societe. Jucat, am avut și eu niște probleme cu jocurile de noroc și da, cum zice domnul Fugaru, aici înțeleg pe domnul, pe tânărul polițist, dar cred că și educația de acasă, nu neapărat a poliției acolo putea să facă diferența. Acolo nu comentăm.
Spuneți, știți cum e, unii consideră că jocurile de noroc sunt o problemă, dar sunt alții care i-am auzit că câștigă sume foarte mici, să știți, și câștigă sume foarte mari și nu sunt maniaci în sensul de a juca, pur și simplu de a-și vinde de acasă pentru a juca, pentru că acolo văd eu că ar fi o problemă. Și sunt, să știți, tineri la 20-20 și ceva de ani, care se duc împreună cu părinții și își ridică sumele câștigate. Am auzit de niște sume, da, am auzit de niște sume incredibil de mari. Nu încurajez, Doamne iartă-mă, genul acesta de activități, pentru că, dar oricum în orice societate nu, de genul, scrie foarte clar că trebuie să ai 18 ani și ești major și răspuns pentru... Eu cunosc care ce, să dau pariuri mari, dar nu încurajez pe nimeni, eu nici nu vorbesc de așa ceva. Corect, nu acesta este scopul nostru. Noi spunem doar că sunt două categorii de persoane, unele care joacă din pasiune și chiar într-adevăr câștigă și sunt persoane care sunt injectate cu acest viciu. Dumneavoastră spuneți că l-ați avut la un moment dat, faptul că ați renunțat la el înseamnă că n-ați avut totuși un viciu, pentru că este greu de renunțat la așa ceva. Depinde de dependență, că eu, dacă a fost un jucător știe că la un moment dat scăpasă poate, dar... Exact. Și-a revenit, asta contează. Da, pentru că, mă rog, o fi avut discuții, o fi văzut, o fi frământat. Este cineva care te trage de mânecă. Da, deci de asta spune și dumneavoastră. Da, la un moment dat. Bă, că e familia, eu că vă e spun cineva apropiat. Dacă acesta era trimis la psiholog, era posibil să nu-și revină. Eu n-am fost la psiholog, dar în... Să nu știu. Da. Ba, eu cred eu cunosc cazuri de la polițiști de sistem care tot la fel au fost mari. Trimiși de către instituția statului la 6 luni au fost trimiși la cursuri la psiholog și nu n-a dat randament. Stai puțin să ne înțelegem. Aveți dreptate. Dar eu atunci îl felicitam pe șeful poliției dacă făcea lucrurile astea. Da. Adică cumva era acoperit. Adică, dom'le, am făcut imposibil. Da. Eu m-am prins că are o problemă, am încercat să-l ajut. Din capătul trebuie să înțeleagă că ei sunt cei care apără imaginea instituției. Ei trebuie să iese imediat public și să anunțe populația să nu intre în panică. Dom'le, stați puțin. Se întâmplă. Sunt lucruri care nu așa... Dar e simplu, mai bine ieșim cu un comunicat, că mi-e frică că doamna Ana Maria îmi pune o întrebare din aia suțită și nu mai știu ce să răspund, că ideea fac lucruri de ăștia cu comunicate. Ei nu vin în fața prezei pentru că nu sunt pregătiți. Păi nu sunt pregătiți de întrebări care pot apărea într-un live, da? Pentru că în momentul în care ai o chestiune din asta, suntem prieteni și veniți că suntem prieteni, atunci se înțelege că omul nu va fi niciodată încurcat și va fi în limitele a ceea ce îi cere șeful. Corect. În momentul în care vii într-o emisiune live, aici lucrurile le cam scap de sub control. De asta spun. E un copil la 27 de ani, totuși așa. Problema este... Că putea și în instituție, să știți că nu este el, sunt lucruri mult mai grave. Grave, deci, mă rog, adică... Mult mai grav decât cele întâmplate, dar și asta este o pată groasă da? pe obrazul poliției române, nu mă refer doar la Gorj, în general, pentru că lumea oricum asta are o încredere scăzută în instituție. Motive care eu am înțeles procurorul perfect. Nu l-ați grăbit, situația, repede, rețineți-l. Acest procuror, vă dați seama că trebuia să ia o decizie și în urma deciziei care o lua... Știa că aprindea toată presa va fi. A zis și primul procuror, a ieșit cu comunicat de presă, a spus... Da, s-a acționat ca la carte, deci n-ai ce să, ce să reproșezi. Sunt de evitat astfel de... V-a spus, șocul a fost mare, inclusiv pentru mine, care discutasem deja problema, scrisesem deja despre această informație și aveam niște informații de background din interior, inclusiv chestiunea cu poza, adică faptul că era identificată și spus-o dumneavoastră aici în direct că cunoaște... N-am putut să o fac atunci publică din alte motive, din înțelegerile noastre... Da, vă dați seama că el poate s-a stat a doua zi sau în seara aia și s-a uitat la emisiune și a zis bă, ăștia totuși au ceva. Dar în fine, nu mai vreau să discutăm mai mult. Nu vreau să intru în amânte că... S-ar lungi prea mult. Trecem la al doilea subiect, că l-am aici pe domnul Popeangă, care a venit pentru al doilea subiect. Ne-am spus de la început că nu mă pot abține să nu deschidem și acest subiect, pentru că am fost plecată și nu l-am putut aborda. Nu prea pregătit, domnul Popeangă. Nu sunt pregătit. Vreau să deschidem cutia Pandorei legat de prețurile crescând de la gunoi pentru județul Gorj. Ca să înțeleagă toată lumea din capul locului, da? Da. Ce vă povesteam după acel scaun atunci, ce v-am spus? Păi ce s-a întâmplat, domnul Fugaru, după? Vor ajunge toți la vorba mea? Nu e adevărat, n-am ajuns la nicio vorba noastră.
Domnul Fugaru, dumneavoastră la emisiunea trecută a zis, după ce a schimbat-o pe doamna Dumitrașcu, domne, o să facem concurs serios cu... Da. Și l-a spus pe fiul dumneavoastră. Da. Păi da, ce concurs serios a fost ăsta, domnul Fugaru? Foarte serios. Păi eu când am auzit, mi-a picat fața. Dar de ce nu a venit altcineva? Domnul Fugaru, și de ce nu vin, domne, oamenii? Știți de ce nu vin? La Lelești am avut firma... Așa. A plecat fostul administrator, a venit unul, i-am spus, vezi în ce te bași, acum are poprire pe casă, bun. Pe 900 și ceva de milioane. Bun. De aia nu mai are, domne, încredere nimeni să mai vină în asemenea firme. Și atunci vă dați seama ce încredere am avut eu să pun copilul dacă îi pun averea? La ce risc se supune fiul de păi, domnul Fugaru, dumneavoastră ați cerut, domne, vreun control ceva la această firmă după ce ați dat-o afară pe doamna Dumitrașcu? Întrebați-l pe domnul Weber. Păi ce treabă are, domne, domnul Weber, e firma noastră a Consiliului Local. A spus că celelalte consilii locale care sunt fac parte din această firmă, avem acționarii, noi n-am văzut niciodată așa ceva. Întrebați-l pe prietenul dumneavoastră, domnul Popa. Doamne, iar începeți cu domnul Popa, domnul Fugaru. Să vă spun de ce. Haideți să vă spun și de ce. De ce? Eu, doamna Ana știe că eu am avut discuții împreună cu primarul la Cărbunești, noi am vrut să facem și ajung la vorba noastră, a noastră, a primarului și a mea. Noi am avut discuții aprinse acolo în cabinetul vicepreședintelui. Să faceți ce? Să faceți a județului, domnule. Nu există, domnule. M-am convins că nu merge. Păi nu avem, domnule, apa regio. Păi avem apa regio. Nu e mafie și în apa regio la gârlă. Așa, la greu. Și... La ce vă referiți? Păi, apa regio este, eu am mai spus. Prețul? Băi, da, bineînțeles. Și au pus monopol pe tot județul. Nu, stați puțin. Prețul la apa regio crește datorită înțelegerii cu... Deci, să nu credeți că sunt foarte bine documentați acolo, că eu am lucrat la proiect. Așa. Acolo. Creșterea prețului este conform graficului stabilit cu cei de la Uniunea Europeană când au dat bani. Și asta la gunoi? Și ăsta la gunoi... Depinde, doamna, de motorină... Aveți o firmă cu două, vedeți trei înseamnă, mașini, restul ăsta închiriat... Vedeți ce înseamnă privatul cu statul? Păi tocmai asta, dar la dumneavoastră e tot cam ceva de stat și s-a furat la greu. Cum? Da. Deci numai la... Am făcut un calcul, deci numai de la Lelești anul trecut trebuia să aibă profit în jur de un miliard. Bine, ăla e profitul dumneavoastră făcut de... Păi nu. Haideți, domnul Fugaru, să fim serioși. O să fiu curios acum. Dumneavoastră aveți o problemă. Dumneavoastră impuneți niște tarife către primărie. Că aici e diferența. Ba da, dumneavoastră. Da, de salubrigilor tu impune niște prețuri pe colectare și depozitare, da? Nu o face și firma de la Severin? Nu, firma de la Severin, prin, că de asta, nu că laud iarăși pe domnul Luis Popa, nu știu cine, nu neapărat domnul Luis Popa, ci la Consiliul Județean. Au ținut, eu eram sigur că nu o să poată ține prețul de 5,15. Dar acum de ce au acceptat-o? Păi nu știu de ce au acceptat. Dumneavoastră știți discuțiile care au fost... Eu cred că au vrut binele cetățenilor. Dumneavoastră știți care a fost discuția acolo, cearta acolo în interior? Nu știu, la... Dumneavoastră, nu am ajuns la nivelul ăsta, v-am mai spus eu. Că mi-arată mie că îi vin cu 5 lei. Și că ei vor lua tot județul. Păi domnul Fugaru. Și am spus acolo că sunt oameni care trebuie să iese domnul Tașcău. Și le-am spus că dacă durează mai mult de 2 luni, să-l împușcați pe Fugaru. La prețul care îl plătește, deci noi am aprobat în Consiliul Local așa ceva. Deci noi avem prinși bani în bugetul estimat de domnul primar de la Lelești, că va încasa 2.400.000. Da? Împărțiți noastră, dacă ar fi să trecem la persoană, oricum este ilegală hotărârea. Păi nu, că hotărârea de Consiliul Local a primit aviz de nelegalitate din partea prefecturii, m-am ocupat personal de această chestie. Să vedem acum, aștept următoarea mișcare a domnului primar. Da. Și împărțiți dumneavoastră la 1.800 de locuitori cât are comuna Lelești. Nu părți noi. Păi de ce să împărți? Păi vedeți, domne, că asta nu înțelegeți dumneavoastră, că trebuie să faceți ceva în așa fel încât o să ne vină 14 lei pe persoană dacă rămânem cu dumneavoastră. Da? Da. Păi de unde știți? Păi împărțiți și dumneavoastră 2.400.000 la 1.180.000 de persoane, 1.800.000 de persoane. Vedeți că nu știți secretul dintre Salubri și Becea? Dintre Salubri și Becea? Da. Diferența? Da. Care e diferența? Noi încasăm la ce ridicăm, domnul. Doamne, acolo iarăși furați la cântar, de rupeți în două. Deci am filmat, cred că o lună de zile la rând. Mai mult de o mașină de la Lelești nu luați. Domnul, și mașina are 6 metri cubi. Domnul, mă ascultați până la capăt. Apropo cu furat.
Eu vă spun cu furatul ăsta, când afirmați cu furatul, sunt lucruri care nu le știți. Cântarul de la Polaris este verificat metrologic și scoate chitanța ca la casa de marcat. Cântarul de la Cărbunești în stație, la fel, e verificat metrologic. Care stație, domnul Fugaru, că dumneavoastră... Stația de selectare... Domnul Fugaru, dumneavoastră, încuraja să nu se mai selecteze absolut nimic. V-am spus și emisiunea trecută. Săptămână de săptămână, când vin și ia gunoiul menajer, bagă și selectivul. I-am întrebat pe primarul la legi. Domnule, ce faceți, domne, cu firma asta? Domne, noi ne-am rugat de ei că s-au umplut prea rău pubelele, că au pus niște pubele în alea stradale. Haideți să clarificăm și lucrurile astea. Păi, dumneavoastră să nu credeți că... Domne, veniți, domne, de două ori pe lună, cum vine BCA-ul, dacă se umplu pubelele. Domnul nu realiza ce vă spun eu acum. Nu. Aveți răbdare. Domnul! Pentru că lucrurile astea nu se schimbă din... Imediat a zis că în primul trimestru anul o să avem pubele. Da. Câte pubele ați cumpărat dumneavoastră de când există această firmă? Păi nu mă întrebați pe piață. Nu mă întrebați până aici. Păi de ce? Că sunteți consilier local la Cărbunești de atâți ani. Nu, domnul. Domnule, haideți că Cărbuneștiul, pe cuvântul meu, arată ca după bombardamentele rușilor. Lasă, domnule, cum arată că... Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu arată... Dacă 60% din electorat a apreciat și l-a votat pe domnul Biru, eu să le spun acum, bă, nemeniciul, de ce? Foarte bine. Nu există transparență de nicio culoare de la dumneavoastră. Oamenii înseamnă că sunt mulțumiți și felicitări pe lor. Ce să le fac? Pentru că așa se face într-o democrație, domnule. Trebuie să... Eu sunt un polițian democrat. Păi dumneavoastră, la ora asta, ridicați din 10 comune. În câte comune ați achiziționat o pubelă, măcar? Acum nu. Nu acum, de când sunteți dumneavoastră pe piață? Nu mă întrebați niciuna. Domnul, de ce mă întrebați pe mine cum a fost în anul trecut? De ce? Păi ce, avem noi vorba? A zis la emisiunea trecută că mai vin două comune mari. Da. Eu știu la cine vă refereați. Și-au venit? Dar știu. N-au venit și nici nu o să vină. Așa, care, ia spuneți dumneavoastră dacă e, să vedeți dacă e vorba. Nu vă spun. Roșia de Amaradea și Scoarța. Nu, doamnă. Roșia de Amaradea. Păi Scoarța a fost, că dumneavoastră a zis că nu. A fost. Dumneavoastră a spus că nu. Uite că dădureți o idee. S-ar putea să vină și Scoarța. Dar oricum eu vă spun că Scoarța a zis, atunci m-ați contrazis. Că am găsit, acum nu mai găsesc, că am găsit un document în care erau toți membrii fondatori ai Asociației Valea Gilortului. Și dumneavoastră cea că Scoarța atunci aceasta nu. Au fost mai mulți care au plecat la dumneavoastră și mi-e greu să cred că o să se întoarcă înapoi. Și sfătuiesc pe toți cetățenii în aceste comune, nu știu, poate ne spune domnul Fugaru, să nu plătească niciun gunoi, să mă contacteze, că o să contestăm în instanță toate hotărârile de Consiliul Local, pentru că m-am uitat pe la Lipuriș, pe la Leon, nu se găsește nimic pe site-ul lor, n-am găsit nicio hotărâre de Consiliul Local. La Leleș vă spun sigur, nu o să primească aviz de legalitate, o să se întoarcă înapoi, să vedem până scoate cămașa domnul primar. Da. Pentru că el, anul trecut, v-am mai spus, a avut deficit 1 miliard și din urmă are o grămadă de bani. Cum a luat banii din bugetul local? Păi domnul Fugaru, păi o să vină curtea de conturi și ne impută și primarul spune că o să ne factureze din urmă gunoiul. Pentru că aici e hoția. Și aici e diferența dintre Salubris și Adis. Domnul, ridicați taxă de la populație. Da. Da? De 28 de lei pe gospodărie cu două persoane, ceea ce e ilegal. Așa. Pentru de că e, păi scrie clar în legea 101, dacă nu mă înșel, articolul 6, că trebuie să fie domnul Fugaru, la Schela, la Stănești. Nu, continuați ce vreau să spun. Nu au voie, nu mai au voie, s-au câștigat în instanță, cu hotărâri judecătorești, nu au voie să mai pună taxă pe gospodărie. Trebuie obligatorie, este discriminatorie. Nu. Nu, cum nu? Dacă s-au dat, pe la Schela s-a câștigat, la Stănești, la Petișani. Decizia este la Consiliul Local. El stabilește taxă specială. Păi dacă prefectura a considerat că această hotărâre este ilegală... Vom vedea ce instanță. Care instanță? Pe ce credeți că Turcile se duce cu prefectura în instanță? Păi nu se duce, o modifică și... Domnul Fugaru, tocmai de aia și Adisul a impus pe persoană, domne, că nu mai e voie. Adisul? Da. De ce n-ai voie, domnule? Nu mai ai voie, păi cum să fie, domne, corect? Nu-i corect, domnul, în primul rând. Domnul, e discriminatorie această taxă. Lăsați soțiile în pace cu persoana. Cu care acum persoană? Acum am să vă spun și de ce. Pentru că, din Gorj, sunt plecați peste 100.000 de oameni. Exact. De ce să plătească gunoiul? Păi tocmai asta e problema, că la Nura Lelești e băgat cu o persoană. Domnul, casele care sunt nelocuite plătesc gunoiul la o persoană. Casa. Da, casa. Da. Dacă ăla vine odată pe an sau poate nu vine niciodată. Și face curățenie.
Păi face, domnule, dacă nu vine niciodată, n-am ajuns de niciun gunoi, de ce să plătească 2 milioane? Gunoiul ăla care îl faci la casa respectivă, unde îl arunci? Păi care gunoi dacă nu stă nimeni acolo? Domnul, dacă un an de zile ai proprietate, plătești impozit la casă. Da. Păi tocmai aia, domnul Fugaru, am plătit impozitul la casă 1 milion și taxa pe gunoi 3.400.000, e normal? Cum 3.400.000? Păi atâta e 28 de lei pe gospodărie. Pe 28 de lei pe gospodărie. Ori 12, 3.360.000. Bun, și? Și corect? Da. Să plătești la gunoi mai mult decât impozitul. Trebuie la numărul celor care stau în localitate, da, se transmis. Păi asta vă spun. Care stau, cine le face recensământ pentru... Nu, doamna Ana Maria, aici s-a făcut o situație la primăriile care sunt cu BCA-ul, s-a făcut o situație la primării, primarii știu cine stă, cine e plecat afară, nu, cine stă la Târgu Jiu, cine stă, le-a dat un număr de persoane, înmulțit cu suma. Haideți, domnule, așa s-a dat peste tot, îmi spuneți mie. Am și o prieten prin alte primării. Domnul, auziți, păi cui îi spuneți lucrurile astea? Știți că au fost refuzate 31 de facturi de primăria, au refuzat. Dar domnule, v-am spus că cu cine era mic prețul. Păi nu de primăria, doamnă. Nu, primăria, da. Nu, doamnă, nu. Primarii au încercat, de ce le-au refuzat? De asta le-au refuzat. Pentru că ei au dat o situație. Ăia, BCA-ul, a facturat, ca așa zice în lege, conform statisticei. Evidența, deci la statistică. Primăria a dat o situație mai mică. Da, pentru că ăla de unde am eu credere. Și statistica și firma care a ridicat gunoiul s-a luat după o statistică. Nu, statistica la județ, care aia e oficială. Păi nu-i corect așa ceva, domnule, așa spune legea, nu spune legea așa ceva, că am citit. Facturile s-au refuzat facturile. Nu, e adevărat. Nu, a fost prețul prea mic, de asta s-au refuzat facturile. Adică cum? A fost pe... Păi a fost 5 lei, a fost mic, nu v-am spus că nu știu să credeam că... De-aia primarii... Păi, dar domnul, dar la mea să vine 14 lei, nu înțelegeți? Domnule, dar nu pricepeți. De-aia au refuzat primarii facturile că au fost prea mici? Păi primarii au refuzat facturile. Da, cine? Primarii au refuzat facturile, asta este adevărat, asta am discutat și la emisiunea trecută. Despre ce discutăm? Domnii invitați, cunosc legislația privind salubrizarea, care prevede încurajarea cetățenilor să producă cât mai puțin gunoi și să fie selectiv? Selectiv. Întreabă cineva. Da. Păi da, firma lui domnul Fugaru selectează, v-am zis, amestecă tot timpul, de la lelej nu se face niciun fel de selectiv. Și am văzut că din ce în ce populația conștientizează chestia asta și se strânge foarte mult selectiv. Da, domnule. Păi da, domnul, dar dacă dumneavoastră le amestecați. Domnul, dumneavoastră are impresia că în 3 zile sau în 5, în 10 zile când avem copilul ăsta, domnul Fugaru, sunteți consilier de scătația la Cărbunești. Ascultați-mă pe mine, datorită bramburelii și datorită implicării astora, au dus firma cu 4 miliarde de găură. Care firmă? De la Cărbunești. Datorită lui Luis Popa, că a dus pe nevastă acolo. Haideți, domnul. Nu, a adus-o pentru mine, pentru ce a adus pe nevasta acolo. Nu vreau să intru. Păi unde a fost nevasta lui Luis Popa? La Salubis Cărbunești. Ce a fost acolo? Ce a fost? Întrebați-l. Angajată. Păi despre ce vorbim? Trebuie că au vrut să o ia cu japca și au vrut să ducă, așa fac politicienii ăștia ai României. Păi trebuie să răspundă cineva cine a făcut ăla. Dar de ce n-au sesizat organele competente, că dumneavoastră cunoștea situația? Dar de ce n-aveți dubitare? Spuneți. Dar de ce n-aveți dubitare? A sesizat un organ? Dar de ce aveți dreptate? Trebuie să spun eu ce am făcut? Păi aveți dreptate, domnul. Dar e ceva greșit că domnul Luis Popa și-a angajat... Ce, domnul? Mă întreb, e ceva greșit? Că ce? Că cineva și-a angajat o rudă acolo? A dus-o la Cărbunești. De ce n-a lăsat-o la Supercom? Nu știu, întreb și eu, deci și eu, e o ilegalitate. Haide, domnul Fugare, tot profitul acestei firme se folosește în campaniile electorale ale primarilor de unde strângeți gunoi. Că nu e așa, păi nu o să faceți profit și să-l băgați în consiliile locale, să-l treceți prin bugetele locale. În loc să fi făcut. Ce să fi făcut? Profit. A, să fi făcut doamna Dumitrașcu. Da. Doamna Dumitrașcu e bine, consilier. Bine. Faceți, domnule, contractele publice să vadă cetățenii ce obligații are firma de salubrizare cu privire la gunoi, zice cineva. Nu are contracte, păi nu face contract cu nimeni. Ce vorbiți, domnule? Cu cine face contract? Cu consiliul local. Păi nu e adevărat. Domnule, responsabil. Eu nu am văzut, domnul Fugaru, sunt consilierul de 2 ani aproape și n-am văzut niciun contract, ce mai vorbim? Deci stați puțin, nu pare rău. E colaborarea dumneavoastră cu cei de acolo, nu-i... Domnul Fugaru, ce colaborare, domnule, n-am avut nota de fundamentare la proiectul ăla de hotărâre, cum am zis, cu mărirea 2 milioane jumate, aveați numai aiurel pe acolo. Auziți, dumneavoastră aveți impresia că Salubrițul a ridicat gunoiul de la Leleș fără să existe un contract de delegare a serviciului de salubrizare? Există, domnule, un contract normal, la contractul ăla, dacă n-a fost acum, în 2018, când au trecut la...
Bun. Și pe păi există, pe el ai Consiliul Local. Consiliul Local este factorul decizional, domnul. De ce da, nu vreți domnul... să pricepem să lucrul ăsta? Domnul Fugaru. Aia decide, aia au dat, au adoptat hotărârea de Consiliul. Urmarea creșterii prețului la, și la firma care lucrează de la Severin, da? Vi se pare mai avantajos să rămâneți la firma de la Cărbunești sau exclus la firma... Și acum e mult mai... Păi dacă mă aniți că la domnul Fugaru, dacă rămânem anul ăsta, o să ne vină pe 14 lei pe persoană, asta în condițiile estimate de primar, că o să se colecteze aceeași gunoi cât s-a colectat în 2021. A stabilit taxa de gunoi pe 2020? Da, domnule, nu v-am spus 28 de lei pe gospodărie cu două sau mai multe persoane și 14 lei cu, pe gospodărie cu o persoană. Exact ce vă spun. Ăla o să fie prețul, 14 lei pe persoană. Ăla e stabilit de Consiliul Local. Da, au votat consilier și a primit aviz de nelegalitate la prefectură, nu înțelegeți? Nu știu, eu nu comentez ce fac. Păi de ce să comentez lucrurile alea? Păi de ce? Eu? Cum, domnule, e enorm, v-am zis, eu plătesc impozit la casa, am plătit 1.000.000 de lei. Păi și ce se poate întâmpla? Dă prefectura de nelegalitate, trece mai scăzut. Ați scos întotdeauna apoi, să vedem. Și tot domnul Fugaru, eu vă promit, eu vă promit, eu vă promit dumneavoastră aici, că dacă... Primarul Turcilă Vasile Laurențiu la Lești nu va schimba firma de salubritate. Deci dumneavoastră vreți să o schimbi. Da, bineînțeles. Da. M-am săturat de Gilortu. Da, da, eu vă promis, Olem, că până la sfârșitul anului o să închid firma Gilortu. Da, o să fac sesizări și o să mă duc la București și o să stau o lună de zi la București și o să închid această firmă. Pentru că nu a fost verificat de nicio instituție a statului. Da. Curte de conturi, ANSC-ul, de nimeni n-a fost verificat. Nu a respectat nicio lege. De 5 ani de zile de când ridicați gunoiul la legi, nici jumătate din articolele legii 101 din 2006 nu le respectați. Știți atribuțiunile curții de conturi cu privire la SRL-uri? Păi ce SRL-ul, domne? SRL-ul cu acționar majoritar consiliile locale. Zici ce înseamnă SRL-ul? Da, domne, știu. Bun. Atunci societate cu răspundere limitată. Da, care funcționează în baza legii 131 și a ordonanței de guvern privind serviciile descentralizate numărul 26 din 2011. Dar noastră, cred că nici DNA-ul nu hotărâre face curățenie. Spune păi domnul Dumitrelea, primarul de la Săcelu. Noi pe documente, cum? Păi dar au primit o grămadă. Hotărâre nelegală, domnul primar de la Săcelu. Eu am impresia că prin alte comune... Care? A lor? Sau că... Poate ne explică mai multe, domnul primar. Deci în celelalte comune sunt curios dacă se va întâmpla același lucru cu Alești. Că acolo dacă consilierii dorm cu capul pe pernă și n-a sesizat pe setura... Cu Consiliul Local. Dar bineînțeles dacă e o hotărâre care nu respectă legea. Așa, și dacă hotărârea coboară prețul cu un leu, să zicem, în loc de 14 lei, vine 13 lei. Nelegalitatea se va da datorită faptului că nu este pe persoană. Prețul este pe gospodărie, ceea ce e ilegal. Deci trebuie să fie dat pe persoană. Da, s-au câștigat o grămadă de hotărâri în prețul, ci... Să dă pe gospodărie. E taxă specială. Domnul Fugaru, au fost o grămadă de hotărâri. Taxele speciale de salubrizare se stabilez de către consilii locale. Dar pe persoană. Pe persoană, nu pe gospodărie. Nu, pe nu gospodărie. Merge, nu mai merge, domnul Fugaru. Veniți de asta cu hotărârea, domnule. Noi vorbim pe instanță. Cu ce hotărâre? Așa că să discutăm ce vrea fiecare este... Păi nu, domnul Fugaru, dar a fost prin toată presa acum de ani când a sesizat un cetățean de la Stănești, a sesizat avocatul poporului. Da, scrie cineva că a ajuns la avocatul poporului. Mi-a povestit acum domnul secretar la prefectură, le-a și spus la consilieri în Consiliul Local. Da. S-a câștigat la Schela în trecut. Da. Exact pe aceeași speță. Cunosc chiar și un caz de acum câțiva ani de la Peștișani. Era un cetățean care stătea în București și venea pe aici o dată la 2-3 ani. Sau cel mult o dată pe an venea. Iar la fel a câștigat. Deci trebuie să înțelegeți că nu mai merge cu hoțiile astea. Deci, zice domnul Dumitrelea, nu poate exista taxă pe gospodărie, spune domnul primar de la Săcelu. Nu, dar taxa specială, domnul primar, taxa specială de salubrizare, din ordonanța 57, în care știți foarte bine că aveți atribuțiunea. Explicați-ne despre taxa specială de salubrizare. Păi da, domnul Fugaru, din taxa specială de salubrizare, care este prinsă în impozitele și taxele locale, da? Când le aprobăm în Consiliul Local. Dacă acea primărie nu poate să încaseze banii care îi dă dumneavoastră... Domnul, ascultați-mă pe mine ce vă spun acum, ca să încheiem acest subiect. Vă rog. Foarte dramatic pentru cetățenii județului Gorj. Taxa pe salubrizare pe persoană să face în funcție de situația de la biroul de statistică. Dacă dumneavoastră vreți să ne norociți primăriile,
norociți prin chestiile astea. Păi cum să ne norocim, domnule, da, Bugaru? Domnul, spune că este cu totul și cu totul altceva. Păi nu, doamna Ana Maria, stați să explicăm. Păi la Oplei... Doamna specială e cu totul altceva, este cu totul altceva. Păi domnul Fugaru, domnul Fugaru, la Oplei și dacă e cum ziceți dumneavoastră. Fie cum ziceți dumneavoastră. Despre asta discutăm, taxa specială de salubrizare. Exact cum ziceți dumneavoastră, la Oplei, dacă trecem la cealaltă firmă, mulți cu 1800 de locuitori cât are primul Lești, tot venim, domnule, mult sub dumneavoastră. Știți că nu stă. Ce nu stă? Nu stă. Păi nu stă, dar tot eu, pe mine mă interesează interesul per total al primăriei. Da, ascultați-mă ce vă spun. Ați auzit pe domnul Luis Popa că trebuia contractul respectat și trebuie respectat până în luna iunie. Corect. A fost dat cu credințare directă, stabilit atunci, așa, așa mai departe. Acum se urgentează ca luna asta să fie scos la licitație, că nu mai vine aia la prețul ăsta. Și credeți că o să crească prețurile? Oricum asta știu că domnul Luis Popa a anunțat că se va scoate la licitație serviciul. Da, bineînțeles, pentru că nu spune omul și îl înțeleg de ce nu spune, dar e forțat de partea, i-a spus nu mai venim, gata. Dar ăia sunt obligați să vină totuși până în iunie să treacă, dar omul trage. Păi și cine credeți că va lua în atare condiții? Nu știu. Pentru că nu aveți nici logistică, nici nimic să puteți să luați încă 35 de comune. Dar dumneavoastră mă văzuresc că mă dusei la licitație? Spune cineva, nu se înțelege că cetățenii trebuie să plătească pentru cât gunoi produc, nu prețul fixat de comun, acord de Consiliul Local și firma de salubrizare, spune un domn. Am înțeles că la BCA ar fi vorba să cumpere mașini cu cântari pe mașini, pentru că deja în alte județe au început să evolueze situațiile și au cumpărat și fiecare îi dă bon cât consum, cât aruncă, atâta plătește. Am înțeles, vreau să concluzionăm, domnilor, știți, că ne-am apropiat de final. Știți cât ne-ar bucura lucrul ăsta? Atunci n-ar mai exista niciun fel de discuții în nicio parte. Știți de ce? Că ăla care plătește la ora actuală 14 lei produce, vă demonstrez, produce gunoi de un milion. Deci ăla care plătește 14 lei produce mult mai mult gunoi decât atunci oamenii ar plăti mai mult, ziceți dumneavoastră. Da, dar cu aceste lucruri o să înceapă să arunce iarăși pe câmpuri, pe alea. Asta îi spun la primarul, la Leș, să pună camere de luat vedere, că asta este singurul lucru pe care putem să stăpim. Controlați să mai arunce poluarea. Vreau să vă întreb un singur lucru. Asta în momentul de față avem două firme care sunt operatori de salubritate în Gorj, firma de la Cărbunești. Da, mai mult? Da. Vreau să mai vă multe, zic ca preț, ca preț. Care este firma care oferă cel mai bun preț în momentul de față? Cea de la Bălești. Cum? Cea de la Bălești, a primăriei, care asigură serviciul doar pe... Au ridicat și câteva comune câțiva ani. Da. Deci cea de la Bălești oferă cel mai bun preț în momentul de față. Nu, urmat doamnă, facem un top. Auziți, nu vreau să intru în șmecherile. Cred că la Tulburi iarăși au o societate. Da, nu vreau să intru în șmecherile primarului și foarte bine. Sunt oameni care se descurcă și eu știu de ce se descurcă și primăria și salubrizul face, are această colaborare care... Domnul Fugar, dumneavoastră credeți că dacă ar chema Popescu ăsta, numim Popescu toți primarii ăștia care sunt la dumneavoastră și le-aș pune de mâine, bă, gata, adios, ăia treceți cu BCA-ul, credeți că ar mai muri cineva? Ar mai muri să nu mai stă la dumneavoastră? De ce nu l-a convins pe Adi Câmpeanu? Nu știu, vom vedea. Oricum este de discutat. Pentru care m-aș era dumneavoastră și v-am spus, aceleași manevre. Știe omul de ce. Oricum, scoaterea serviciului la licitație de către Consiliul Județean înseamnă prețuri ridicate, credeți dumneavoastră? Nu se duc după altceva. Omul ăla nu-l interesează comisioanea. Ca să pricep ceva. Nu. Uite, spune domnul primar de la Săcelu, plata serviciului de salubrizare legală și conformă este plătești cât produci. Da. Așa spune dânsul. Iar asta face Cărbuneștiul la această oră. Cât ridică, atât primăria e obligată să plătească. Haideți, domnul Fugaru, dacă dumneavoastră ne ridicați cu 2 milioane jumate și dumneavoastră plătiți la groapa de până un milion. Ascultați-mă. Niciun milion. Taxa specială nu are treabă cu persoanele, spune domnul director Luis Popa. Operatorul vine cu un tarif pe persoană, iar primăria pune taxa specială pentru a încasa prin taxe și impozite speciale acest tarif. Nu are legătură taxa specială cu gospodăria, ne lămurește domnul Luis Popa. Dar poate să stabilească, deci nu ia pe partea cealaltă, eu nu iau, eu nu mă duc să-i mai iau oblei, dar iau prin taxa specială.
care are, el ai dreptul Consiliului Local să o stabilească. Păi ăsta este, domnul exact Cupăra, ce vă spun, și diferență, este diferență enormă între taxa specială și cel casează. Nimeni din face asta, spune domnul Luis Popa. Și ce plătește pe dumneavoastră? Asta e problema. Nimeni din gorți, când toate primele fac. Am înțeles. Oricum, rămânem, lăsăm subiectul deschis. Nu sunteți lămuriți niciunul nici celălalt. A intervenit și domnul primar de la Săcelu, a intervenit și domnul Luis Popa. Poate facem o emisiune pe această situație legată de ceea ce se va întâmpla. Oamenii sunt interesați. Cea mai bună soluție, domnul Luis Popa o știe. Haideți să ne adunăm noi care vrem să facem... Uite, eu fac o invitație publică domnului mediu la nivelul județului Gorj, da, bineînțeles, n-am în formula asta, într-o altă formulă, ca să discutați pe larg. Pe larg să discutăm această problemă și o să discutăm, domnule Luis, dacă sunteți de acord, și pe baza adreselor care le-ați trimis la primărie, pentru care, din partea Consiliului Județean, cu care eu sunt foarte de acord, și găsim o soluție, pentru că dacă nu ne așezăm să stăm, găsim soluție. Doamne, avem soluția care se face pe mediu, acum pentru la nivelul județului Gorj. Fonduri europene, ziceți noastră. Da, se poate discuta, se poate forma. Nu e niciun lucru atât de ușor să pleci cu gata, de mâine facem lucrul ăsta. Da, ar fi un pas, ziceți dumneavoastră. Da, un pas și atunci într-o jumătate de an se poate... Las discuția deschisă, dacă domnul Luis Popa dorește, dacă dumneavoastră doriți, în aceeași formulă, o mai completăm, o mai cizelăm. Da, bineînțeles, nu e nimeni, trebuie comunicare și această problemă. Vă stau la dispoziție, lăsăm telespectatorii să comenteze, au comentat destui, spune cineva în concluzie, Tuțea n-a greșit și vă spun și ce zicea de domnul Tuțea, da, să găsesc. Petre Tuțea a spus că s-a jertfit pentru o nație de idioți, n-a greșit cu nimic acel om, neștiind ce urmează. Doar fugarul a înțeles, spune cineva. Domnul Popa zice că nimeni în Gorj nu face faza cu cântărirea și încă o persoană zice, bine zis, așa ar trebui să facă mafioții, nu să fim egali toți, că nu au toți banii unor amărâți. Că unii amărâți n-au să iau o pâine și dau o grămadă de bani, de unde să dai dacă nu are. Vom vedea, v-am spus, așa cum repetam puțin mai devreme, eu sunt domnilor, de vă invit pentru o altă emisiune, ne așezăm la masă, discutăm și așa, da, discutați, poate vă puneți de acord și găsiți o soluție bună pentru, pentru un preț ca să fie plafonat sau deci, vedeți, acceptabil pentru cetățenii județului. În momentul când este a Consiliului Județean și compusă din două ateori, eu v-am spus care este o regulă care se poate stabili și poate să vină cu un ajutor simplu, dar să vină prețurile mici la populație și Consiliul Județean să vină cu ajutor. Atunci va fi cea mai mare hoție și vor exploda prețurile. Dumneata, vezi, nu e adevărat. Eu văd ce se întâmplă cu apa regio. Ce n-ai bani să vă angajează toți clienți, numai de clientelă politică și ăsta. Deci domnul Fugar. Vreau să vedeți numai hoție. Problema este, v-am spus, toate drumurile județene au parcări. Poate să vină, există luna curățenie. Acum, da, domnul Luis Popa știe foarte bine să face luna. Haideți, domnule, să în toate localitățile primările vor veni cu bani către, că știți foarte bine cum se întâmplă, domnul Luis. Pentru că așa e și normal să vină și să dau atunci din bugete și să acopere cum ar putea veni Consiliul Județean și ca să reduci presiunea prețului pe populație. Vom vedea. Unde sunt autoritățile să se autosesizeze privind înșelarea cetățenilor? Întreabă cineva și altcineva ne transmite felicitări așa pe final de emisiune, deci trebuie să mai facem una cu această temă, am împărțit-o în două. Atât timp cât sunt lucruri care pot fi discutate. Există comunicare, ajungem la un înțeles. Nu... Eu sper să da. Mulțumesc domnilor pentru prezența aici în emisiune, așa de final de săptămână. Sper să nu mai avem surprize cu creșteri de prețuri. La nimic îmi doresc eu, cel puțin nu la sfârșitul ăsta de săptămână. Mai vedem săptămâna viitoare, mai crește acolo la ulei, la zahăr, că ne-am obișnuit și vom vedea cum se mișcă județul Gorj sub cupola asta de scumpiri de care ne-am săturat. La revedere, weekend plăcut!